Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Ia uitați-le cum sunt! Vedeți cum am ieșit? Sunt gata, s-au răcit un pic. Acestea sunt cu cremă de ciocolată. Așa, acesta este tot cu cremă de ciocolată umplut. A ieșit puțin așa aici. Așa, mai uitați, asta este încă fierbinte. Să vi le arăt așa, una câte una. Iată. Și pe dos. Cam așa au ieșit. Ia uitați acestea. Așa. Și crizantema. Uitați cum a ieșit. Sunt toate bune și gustoase. Așa sunt pe spate. Acesta este tonul. Ia uitați. Așa. Bune, bune și gustoase, iată. Ziua. Aici avem aluatul. Eu l-am făcut. Este aluatul... Ia uitați-l cum arată. Aluatul. Și astăzi o să-l umplem. Aici am 100 de grame de ton în conservă. Am ciocolată, cremă de ciocolată în burcanel. Aici am niște roșii uscate în ulei. Așa, o bucățică de cașcaval. O să umplem acest aluat. Aici am parmezan sau brânzică rasă de oaie, ce aveți prin casă. Și dacă o să fie nevoie să întindem, puțină făină. Așa. Și să vedem. Am pus linkul la unde am rețeta. Acesta este aluatul. L-a crescut. Este făcut din 500 grame de făină. Așa, 25 de grame de drojdie proaspătă, un ou, 50 de grame de apă, o lingurită de zahăr, o lingurită de sare, 150 de lapte și 50 de grame de unt. Acesta este aluatul, l-am făcut dimineața, l-am lăsat să crească. Și acestea sunt ingredientele cu care o să-l umplem. Așa, îl dăm deoparte și o să ne pregătim mai întâi tonul. Eu vreau tonul să-l amestec cu parmezanul. Și aici am o conservă de ton în cutie. Dar puteți pune și carne tocată, și sălămior, și cașcaval. Bună ziua, Cecilia! Bună ziua, bine ai venit! Așa, și eu azi vreau să umplu, umpleți cu ce doriți. Pun tonul aici. Și am să-l amestec cu parmezan. Acum fiecare pune cât dorește, după gust. Gustați mereu. Așa. Aici am puțin parmezan. Bună ziua, Cristina! Bună ziua, bine ai venit! Și o să punem puțin parmezan.
Așa. Și amestecăm să ne facem umplutură. Să încercați aluatul, este super, super, super bun. Îl doriți să-l faceți cu umplutură dulce, puneți mai mult zahăr dacă doriți. Eu am pus doar o lingură, că îl fac pentru umplutura sărată. Dar merge și eu cu umplutură. Eu astăzi am să pun și puțină Nutella sau puțină cremă de ciocolată sau dulceață. Și după aceea le dați cu zahăr pudră peste. Așa. Aici mi-am făcut tonul. Mai întâi ne pregătim umpluturile. Așa. Cu puțin parmezan. Așa. O să tăiem cașcavalul bucățele. Aici am o bucățică și o să-l tăiem bucățele, bucățele, așa ca să punem câte un cubuleț. Așa. Îl punem înapoi aici în... Apoi o să dăm la cuptor. Bună ziua, Cinția! Buongiorno! Oggi facciamo i panini ripieni. Ok. Așa. Și acum o să tăiem și roșiile, bucățele. Le pun așa aici, le tai. Sunt roșii în uscate, în ulei. Așa. Și le tăiem așa bucățele. Și după ce ne-am preparat toate umpluturile, putem întinde aluatul. Îl umplem și îl dăm la cuptor. Așa. Acum am să pun așa aici totul. Dacă folosiți drojdie uscată, în loc de 25 de grame, puneți 6 grame, 8 grame de drojdie uscată și citiți instrucțiunile. Că drojdia uscată se pune direct în făină sau se dizolvă cu apă. Așa, și cu drojdia proaspătă facem mai întâi plămâdeala și după aceea punem toate ingredientele. Eu am lăsat linkul cu modul de preparare a aluatului. Așa. Aici avem aluatul. Ia să vi-l arăt. Ia uitați-l. Cum a crescut. Vedeți? Am pus o linguriță de zahăr cu 25 de grame de, nu, jumătate de pachetel, jumătate de pachetel am pus, 12 grame și jumătate, nu îmi pare, la un kilogram de făină, 25. Am pus drojdia cu o linguriță de zahăr și cu puțină apă și am dizolvat. Am pus o lingură, două de făină și am făcut plămădeala. Când și-a dublat volumul, adăugăm făina, făina o adăugăm treptat și punem oul, punem laptele, punem untul, untul topit. Eu l-am pus în laptele căldut și s-a topit de data aceasta. Punem sarea, punem uleiul, punem treptat, că avem și ulei. Rețeta am să o scriu și
Așa, și frământăm și lăsăm la crescut. Și o să punem, să facem, acum am să dau deoparte umplăturile și să întindem aluatul. Așa. O să luăm câte o bucățică, câte o bucățică. Ia uitați-l cum arată. Este crescut, crescut. Jumătate de kilogram de făină am aici. Ia uitați-l cum arată. Este moale și pufos. Așa. Și o să luăm așa câte o bucățică. Și o să tăiem. Să-mi șterg cuțita așa. Și o să întindem. O să-l pun aici în față. Și o să întindem. Dacă este nevoie de făină, ne ajutăm cu puțină făină. Aici avem sucitorul. Așa, am să tai cu așa o cupă. Una. Două. Trei. Aici mai am încă o formă. Așa. Am să pun puțin ton în interior. Așa, puțin, puțin. Să-l strângem așa bine și punem așa în mijloc aici. Luăm cercul, îl răsucim și îl punem așa deasupra aici. Așa. Acum le luăm și le punem în tavă. Eu mi-am preparat și o tavă. Și rând pe rând o să le punem la cuptor. A căzut puțin de umplutură. Ia uitați. Acestea sunt primele. Și le așa aici. Una. Două. Și trei. Vedeți? Așa. Și acestea sunt cu ton. Acum. Bună ziua, bună ziua. Bine ați venit. Mai întindem. Mai întindem puțin. Că nu este nevoie de făină la întins. Acum depinde și de făină. Depinde de care folosiți. Eu aici folosesc făină 00
și în Italia și am luat de la mai multe magazine. Deci aceeași făină, 00, numai că marcă diferită. Și una se lipește, una nu se lipește, una are nevoie de făină, l-a întins, una nu. Acum depinde. Așa. Și să vedem ce putem face cu aceasta. Să mai întind, să mai fac încă una. Mai luăm o bucățică de aluat. Și întindem. Și după aceea le dăm la cuptor o parte și continuăm cu restul. Dăm deoparte. Și acum facem doi trandafirași, două floricele. Și punem în tavă. Deci am pus fund aici, dedesubt. Am umplut cu roșie uscată și strângem așa și punem în tavă. 1 și 2. Așa. Și așezăm așa aici. Acum luăm o altă bucată de aluat. Și întindem. O să punem încă puțin ton aici. Să așezăm așa puțin. Închidem.
punem puțin ton. Și ne inventăm modele. Și facem două și cu ton. Așa. Acum am să pun în tavă, punem aici deasupra, le prindem așa bine să nu se desfacă și punem aici în tavă, punem și cuton, așa. Acum întindem altă foaie. Din acest aluat puteți face și pâinică. Așa. O să punem puțină cremă. Dacă reușesc să o desfac. Și luăm puțină cremă de aici și punem așa. Crema este destul de moale. Încerc să o întind. Așa. Acestea o să le facem dulci. Mai luăm puțină. Cred că am pus cam mult. Așa. Să tăiem. Le unim.
strângem așa bine. Asta cred că se desfac. Ia uitați, cam așa ar trebui să vină. Cu Nutella le pun direct în formă. Facem, dăm alt model, îl întoarcem și îl facem așa. Ca să nu facem numai Nutella. Așa. Le lăsăm așa, rânduiețe. Am să le fac așa, le pun în tavă. Așa. Asta să-l facem tot cu Nutella. De fapt este o cremă de ciocolată aceasta, nu este chiar Nutella. Încercăm să închidem așa bine. Așa. Am mai făcut un bobocel cu Nutella în interior. Ia uitați-le, acestea sunt cu Nutella, aici, cu ton, cu ton și cu roșii uscate. Acum o să facem și cu cașcaval în interior. Ia să vedem, am o formă de stea, să vedem cum o face. Nutella aici, crema. Am pus un cașcaval în interior, ia uitați. Și acum putem tăia sau putem apăsa. Așa. Și asta o lăsăm așa, cu cașcavalul în interior, simplă. O să mai facem încă una. Cașcavalul este moare, este la temperatura camerei. O să vedem cuptorul. Cuptorul este deschis.
Ne jucăm, astăzi ne jucăm. Așa, am să pun o bucățică de cașcaval în interior și am să o închid așa bine. Așa. Și apoi o să facem floricica. Ia uitați-le. Așa. Și aici am cașcavalul în interior. L-am închis ca să nu... Așa. Am să le dau pe aceste la cuptor și între timp o să facem altele. Așa. Două cașcaval, trei cu Nutella, nu, patru cu Nutella, cu ton și cu roșii. Și să le frământăm puțin ce-l folosit și îl dăm deoparte. Acum mai avem o bucată. Întindem. Am să presor puțin parmezan peste. Am să acopăr cu cealaltă parte. Și am să întind puțin. Întind ca să intre în aluat. Punem așa una peste cealaltă. Și răsucim. Strângem. Așa. Și dăm formă. Strângem bine, bine, ca să nu se desfacă. Răsucim. Și o să avem o chiflă sărată cu brânzică. Așa. O să le pun așa aici deoparte.
Eu le-am dat la cuptor pe celelalte, circa, o să le lăsăm circa 15-20 de minute să vedem. Între timp, noi ne terminăm aluatul aici. Trebuie închise bine, bine ca să nu se... Așa. Uitați cum arată. Mai luăm o bucată de aluat. Și întindem și mai facem ceva. Cine a venit mai târziu, am lăsat linkul cu rețeta la aluat în comentarii. Eu l-am făcut săptămâna trecută și l-am publicat pe YouTube. Așa. Și întinde. Le putem face și simple. Așa, le pun așa aici. Și acestea am să le umplu cu roșii și cu cașcaval. Și am să pun așa, o bucățică de cașcaval, o bucățică de roșii. Așa. Așa o să iasă. Și punem aici în față. Eu las să se întrevadă și cașcavalul și roșia. După aceea vi le arăt cum au ieșit la copt. În cuptor deja au început să crească. Așa. Și mai avem o bucată de aluat. Acesta o să o facem cu ton.
steluță, să vedem cum ne jucăm. Dacă reușim să ne jucăm cu steluța. Așa. S-a luat cu totul. Așa, am să mai fac încă două steluțe. Am să întind și restul. Le pun așa aici și întindem. Și ia să vedem cum umplem cupton. O să pun așa în mijloc aici. O să pun așa puțin. Ne jucăm, astăzi ne jucăm. Și aici o lăsăm așa. Ne ridicăm așa în sus și dăm deoparte. Și am terminat, nu mai avem. Mai avem, aceasta este ultima bucățică de aluat. În cuptor au crescut. Punem pe tot. Așa. Ia să-l tai. Așa. Ca să pot să întorc. Asta am să-l las așa, simplu, simplu. Este ultimul. Acestea sunt formele. O să le punem pe toate în... Ia uitați. Acesta este cu ton. Ca o crizantemă o să iasă. Așa. Am să mai apăs așa în interior, așa aici, ca să intre bine. Așa. Acestea sunt cu roșii și cu ton. Ia uitați-le cum arată. Așteptăm să se coacă și le punem în așa. Ia uitați. Cu parmezan în interior. Trebuie sprinse bine, bine, că altfel se desfac. Așa.
Ia uitați. Așa. Și ia să vedem. Au început. Această cremă nu este așa de bună, că Nutella, Nutella nu iese peste tot. Aceasta a ieșit puțin. Așa. Trebuie să dau o altă formă la cele cu Nutella. Cu cremă, că nu este Nutella, este o cremă de ciocolată. Așa. Am să vă arăt doar puțin cum au ieșit în tavă și după aceea le bag din nou la cuptor și am să pun poze cu toate gata coapte, să le vedeți cum arată. Ia să vă arăt, cum arată acum, cum au crescut. Încă puțin și sunt gata. Ia uitați. Vedeți? Așa arată. Cele cu cremă au ieșit. Le lăsăm așa. Lăsăm în continuare să se termine de copt. Și apoi o să le punem și pe acestea. Să le încercați. Să încercați aluatul și îl umpleți cu ce doriți. Sau pur și simplu faceți pâinică. Pâinica este bună, 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 bună. O să vă placă. Acum am să ies. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru vizionare. Am să las poze în comentarii cu produsul, cu rezultatul. Să putem să ne jucăm. Să ne jucăm cu aluatul. Să dăm ce forme dorim. Ce forme dorim putem da. Îl putem uni așa ca să nu se desprindă. Ia uitați, o crizantemă să se desfacă la copt. Asta este rețeta de astăzi. Sper că v-a plăcut și sper că o să le încercați. Ia uitați cum a ieșit. Bune și gustoase. Pentru cine a intrat, am să las și rețeta la luat, am să public și pe canalul de YouTube. Așa, ca să rămână și acolo. Acestea sunt. Ați văzut că se fac repede. Așa arată. Puteți umple cu ce doriți, cu ce doriți. Trandafiraș. Ia uitați. Făcute astăzi. Așa sunt pe spate. Nu doriți să iasă în exterior, le închideți bine. Și aceasta este simplă. Așa sunt. Pe spate. Acestea sunt primele care le-am făcut. Mai mici, mai mari. Acele umplute cu ciocolată. Acestea sunt. Ia. Am intrat să vi le arăt cum au venit. Cam așa sunt. Ia să rupem asta care e mai mare, să vă arăt cum arată aluatul în interior. Uitați-l. Aluatul. Încă sunt calde. Se vede cum este pufos, pufos, pufos. Să știți că este foarte bun. Să-l încercați. Calde și bune. Este foarte, foarte bun. Să-l încercați și să-mi lăsați un mesaj în comentarii.
Ia uitați cum este. Așa arată aluatul. Nu știu dacă se vede. Așa. Este bun, bun. Vi le mai arăt puțin și după aceea o să ne vedem săptămâna viitoare cu alte rețete. Rețeta o public pe canalul meu de YouTube, care are același nume ca și pagina, Prăjituri cu Camene și Bucate Gustoase. Și acolo găsiți și rețeta la aluat. Și când public video, am să public și am să adaug și cum am preparat aluatul, ca să-l vedeți. Și să o rupem pe aceasta care este cu... Uitați. Cam așa arată. Cu roșii. Aluatul este bun, 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 bun. Uitați. Sper să vă placă. Este aluat simplu. Aceasta este rețeta. Vă mulțumesc foarte mult pentru că mă urmăriți și că sunteți alături. Vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. Și ne vedem săptămâna viitoare cu alte rețete. Weekend plăcut și o zi frumoasă în continuare. Acestea sunt. Vedere! Să încercați să vedeți ce bune sunt. Vă pup dulce. O seară frumoasă și o zi frumoasă în continuare. Vă pup. La revedere. Multă, multă sănătate.